Vineri seară, în jurul orei 19, o femeie din comuna Râșca a adus pe lume doi gemeni chiar în ambulanță. Două echipaje ale serviciului de urgență s-au îndreptat spre Râșca pentru a prelua femeia de la domiciliu, însă bebelușii nu au mai avut răbdare și au decis să vină pe lume în ambulanță. Femeia a simțit că se apropie momentul nașterii și a solicitat ajutor prin serviciul de urgență, menționând că are sarcină gemelară. Au fost trimise la fața locului două echipaje ale ambulanței, unul de tip B, doar cu asistent medical și unul cu medic, cel din urmă preluând femeia de la domiciliu. Gemenii au venit pe lume în ambulanță înainte ca mama să ajungă la spital. Nașterea a decurs fără probleme, iar atât mama cât și cei doi copii au fost transportați la maternitatea spitalului Fălticeni. Cei doi bebeluși au fost transferați ulterior la secția de neonatologie din cadrul Spitalului Județean Suceava, deoarece au venit pe lume înainte de termen.